ajutor, când scapă de necaz, să uită de, și de tine și de ajutorul care le-ai dat, să uite că trebuie să asculte măcar. E, Domnul ce spune? Dacă vezi un hoț, te unești cu el. Te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Și versetul 20, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Și ce zici? A, lasă că Dumnezeu e bun. Dar m-ai iertat atâtea ori, m-ai zbăvit de în atâtea necazuri. Mai mă izbăvești de data aceasta. Chiar dacă mie îmi place lucrul acesta, să mai vorbesc pe semenii mei de rău, pe frații mei de rău. Îmi place să mă însoțesc cu hoții. Iată ce ai făcut. Și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Și de multe ori vine vrăjmașul și ne insuflă această rătăcire. Dar cum este Dumnezeu? E plin de bunătate. Nu poate să te pedepsească. Că e ca și un părinte. Mai ceva ca un părinte. Părintele se mai supără câteodată pe copii. În Pildele Domnului, pagina 214, spune Dumnezeu este iubire. El a arătat că iubirea este darul Domnului Hristos. Și vine textul din Ioan 3:16 care ne spune destul de clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat ce a avut mai scump, pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. El n-are ținut nimic de la cei răscumpărați ai săi. A dat tot. Aici spune, a dat întreg cerul pentru ca din el noi să putem lua putere și destoinicie pentru ca noi să nu fim dați înapoi sau abiruiți de marele nostru vrăjmaș. Deci, vedem care este partea noastră la acest plan de salvare. El a dat tot cerul, a dat ce a avut mai scump pe Domnul Hristos, dar noi ce să facem? Să putem lua putere și destoinicie. Să nu fim biruiți de marele nostru vrăjmaș. Dar iubirea lui Dumnezeu nu îl face să îngăduie păcatul. Vedem, începea paragraful nostru că Dumnezeu este iubire. Și venea textul din Ioan 3:16 care ne spunea și ne argumenta lucrul acesta. Dar vine această frază care ar trebui să ne dea de gândit. Dar iubirea lui Dumnezeu nu îl face să îngăduie păcat. Să nu spună, păi m-a iertat de atâtea ori și mai iert. El n-a îngăduit păcatul nici în Satan, nu l-a îngăduit nici în Adam sau în Cain. Și el nu-l va îngădui în niciun dintre fiii oamenilor. Nu poate să-l îngăduie. El nu va închide ochii față de păcatele noastre și nici nu va trece cu vederea defectele noastre de caracter. Nu poate. Dacă ar fi putut să le treacă cu vederea sau să le îngăduie, n-ar mai fi venit să moară. Dar faptul că sunt atât de neplăcute și urâte și dezgustătoare, l-a costat moartea. Cum să ne îngăduie pe noi, dacă nouă ne place? Lui nu i-a plăcut și pentru asta a murit. Noi ce să facem? Să mergem mai departe să le iubim? Să ne placă păcatul?
Ce așteaptă? Ce El așteaptă de la noi, ca numele Său, noi să biruim. Deci, în cer vor fi numai biruitori. Cum putem birui? Ne-a fost arătat în numele Său. Să cerem puterea Sa. Prin puterea Duhului Său cel Sfânt putem să biruim. Dar dacă nu ne place, dacă îmi place un lucru, cum să-l biruri? Dar nu poți să-l elimin, că îmi place. E o mâncare care îmi place și degeaba am spus că îmi face rău dacă mie îmi place. Și nu poți să birui această poftă în ce privește mâncare sau alte păcate. În Tragedia veacurilor, pagina 482, o frază vreau să amintesc. Nimeni să nu se amăgească cu credința. Auziți? Cu credința. Fii credincios. Dar ce fel de credință? Să poate să fie o credință care să te amăgească? Da. Nimeni să nu se amăgească cu credința că poate deveni sfânt în timp ce calcă de bună voie una din cerințele lui Dumnezeu. Fiindcă îți place și de bună voie calci cerințele lui Dumnezeu. Să nu ne amăgim cu această credință, că putem deveni sfânt în timp ce călcăm de bună voie una din cerințele lui Dumnezeu. Săvârșirea unui păcat cunoscut aduce la tăcere mărturia glasului Duhului Sfânt și desparte sufletul de Dumnezeu. Și ce constituie asta? Nu e cumva acesta este păcat împotriva Duhului Sfânt? Și tot îl repeți și tot îl repeți același păcat până glasul conștiinței, glasul Duhului Dumnezeu, glasul Duhului Sfânt nu mai îl auzi. Săvârșirea unui păcat cunoscut, ce face? Aduce la tăcere mărturia glasului Duhului Sfânt. Doar un păcat? Păi dacă te am eu? Da, un păcat. Care îl accepti, care îl iubești, care îl îngrijești, nu cumva să-l afle careva. Aș vrea să mai citim câteva versete, trei versete din Ieremia 7. Și de aici versetul 8, 9 și 10. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi din înșelătoare care nu slujesc la nimic. Deci te poți hrăni și cu nădejdi din înșelătoare? Da. Cum? Hai să vedem. Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Baal, mergeți după alt Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi, ce faceți? Veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu, și ziceți, suntem izbăviți, ca iară să faceți toate aceste urăciuni. Ce ziceți? Ni se potrivesc aceste versete? Să ne hrănim cu nădejdi înșelătoare? Vă zic că n-are rost să mai continuăm să ne hrănim cu astfel de nădejde. Să perpetuăm viața aceasta de păcat în diferite forme. Aici erau amintite mai multe. Furați, ucideți. Poate nu vă regăsiți. Dar poate că e una care o știți dumneavoastră sau o știu numai eu. Și Dumnezeu o știe sigur.
În Pildele Domnului, pagina 214, toți aceștia așteaptă să fie mântuiți prin moartea Domnului Hristos. Păi toți așteptăm ca prin jertfa Domnului Hristos să fim mântuiți, pentru că numai prin Hristos se capătă mântuire. Este darul fără plată, mântuirea dată de El. Dar, în timp ce refuză să trăiască viața Lui de sacrificiu de sine. Asta nu prea îmi place. Nu prea cade bine, știi, viața asta de sacrificiu, de a sacrifica păcatul meu care îl iubesc atât de mult. Ei proslăvesc bogățiile Harului dăruit și se străduiesc ca să înveșmânteze într-o aparentă neprihănire, sperând ca în felul acesta să-și acopere defectele lor de caracter. Ce fac? Și revin la verset. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta, peste care este chemat numele meu și zice, suntem izbăviți. Dar ce sunt astea? Nădejdi înșelătoare, frate. De ce? Ca apoi ce să fac? Ca iară să faceți toate aceste urâciuni care au fost amintite. Și dacă privim așa în retrospectivă, în vieții noastre, nu cumva să petrec lucrurile în felul acesta cu mine? Nu ne-am angajat noi la fiecare sfârșit de an? Doamne, ajută-ne să fim anul ăsta mai așa, mai așa. Nu în fiecare, știu eu, sabat, venim înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să ne schimbe. Proslăvesc bogățiile Harului, se străduiesc ca să înveșmânteze într-o aparentă neprihănire, sperând ca în felul acesta să-și acopere defectele lor de caracter. Dar eforturile lor nu vor fi de niciun folos în ziua Domnului. Care zi? Ziua de sabat? Ziua judecății? Neprihănirea Domnului Hristos nu va acoperi niciun păcat cultivat cu plăcere. Se discută mult despre acest subiect. Neprihănirea Domnului Hristos. Chiar și în lecțiuni avem amintit despre acest solie care a fost respinsă și noi spunem azi, noi acceptăm, noi o primim. Dar ce se întâmplă cu această neprihănire a Domnului Hristos? Nu va acoperi niciun păcat cultivat cu plăcere. Și atunci ce să facem cu păcatul care îl cultiv cu plăcere? Ce să fac cu el? Un om poate fi în inima sa un călcător al legii. Și totuși, dacă nu săvârșește niciun act exterior de călcare a legii, el poate fi considerat de către lume ca având o mare integritate. Și vin și la adunare, dau partea Domnului, particip la Sfânta Cină. Ce zic, frați? Bă, ăsta adevărat, frate, credincios. Trec acolo, așa, membru cu toate drepturile. Un om poate fi în inima sa un călcător al legii, dar să dea o altă aparență. Și totuși, dacă nu săvârșește niciun act exterior de călcare a legii, el poate fi considerat de către lume ca având o mare integritate. Hai să vedem. Dar legea lui Dumnezeu cercetează ce? Tainele inimii. Unde cercetează Dumnezeu? Cercetează inima și rărunchii, spune în altă parte. Fiecare faptă, auziți, fiecare faptă este judecată după ce? Așa cum o judecăm noi, vedem că e o faptă bună, este om bun. Vedem că o faptă de binefacere, un om care îi place binefacerea.
Și fiecare faptă este judecată de Dumnezeu după motivele ce o determină. Numai ceea ce este în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu, numai aceea va rezista în ziua judecății. Și stai și mă gândeam, de ce Ellen White spune undeva că vor fi trei lucruri pentru care mă voi minuna și mântuiții se vor minuna. În primul rând, cum am ajuns să fiu eu acolo mântuit? Al doilea, cum mulți, mă gândeam că o să fie și noi să-i vezi, și mulți care te gândeai că nu o să fie mântuiți, o să fie mântuiți. De ce? Pentru că Dumnezeu nu judecă cum judec eu și cum judecăm noi. Vedem cum judecă Dumnezeu. Fiecare faptă este judecată după motivele ce o determină. Care a fost motivul de a venit în seara asta aici? Ca să vă ții o predică. Și mi-am pregătit niște versete ca să vă bombardez. Dacă ăsta e motivul, Dumnezeu mă judecă după motivul acesta. Dacă e altul motiv, Dumnezeu îl va vedea adevăratul motiv. Numai ceea ce este în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu, numai aceea va rezista în ziua judecății. Și aș vrea să închei când ar trebui să facem noi acea pregătire, să înlăturăm orice păcat care îl iubim astăzi, fie el unul singur. În Evanghelizare, pagina 52, spune: am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară. Și ce făceau? Priveau la timpul însuflețirii și mai priveau la ceva și la ploaia târzie, care să-i, ce să facă? Să-i pregătească. Da. Și chiar este îndemnul acesta. Ne rugăm pentru Duhul Sfânt să reverse Domnul puterea Duhului Sfânt peste noi ca popor. Avem nevoie de această putere, să putem duce această Evanghelie mai departe. Dar credeți că în felul acesta va revărsa Dumnezeu Duhul Său cel Sfânt peste mine? Dacă eu mai am un păcat care îl iubesc, care nu vreau, nu renunț la el, nu-l mărturisesc, nu vreau să scap de el. Ca să se pregătească pentru a putea rezista la ziua lui Dumnezeu și să poată trăi în fața sa. O, cât de mulți am văzut fără niciun scut în timpul strâmtorării. Nu sunt puțini. Mulți vor rămâne fără niciun scut în timpul strâmtorării. Ei au neglijat pregătirea necesară și din această cauză ei nu au putut primi însuflețirea pe care toți trebuie să o aibă pentru a putea trăi în fața unui Dumnezeu atât de sfânt. De ce? Am neglijat pregătirea. Aceia care nu se lasă a fi avertizați, care neglijează a-și curăți sufletele prin ascultare de întregul adevăr și care cred că starea lor ar fi mai bună decât este în realitate. La timpul când vor veni plăgile, se vor deștepta și vor recunoaște necesitatea de a fi ciopliți și bine pregătiți spre a putea fi întrebuințați la clădire. Dar ce se va întâmpla atunci? Dar atunci nu va mai fi timp pentru pregătire și niciun mijlocitor care să mai reprezinte cauza lor în fața Tatălui.
Ai zice, dar ce rău am făcut? Am amânat și eu o perioadă de timp. Dar alții n-au amânat. Dar alții au zis, lasă că mă pocăiesc, că mă pensionez. Și a durat ani de zile. Și eu am amânat poate o perioadă de, știu, câteva luni, nu știu, ani. Să rugăm pe Domnul să îndure de noi, să ne trezim la realitatea timpului, să înțelegem care este datoria, să înțelegem că trebuie să renunțăm la orice păcat, să ne debarasăm de orice fel de viețuire și Domnul să ne dea harul Său și puterea Sa în continuare, să nu ne părăsească Duhul Său cel Sfânt, să continue să ne călăuzească și în final să primim plinătatea Duhului Său cel Sfânt. Numai în felul acesta vom putea ajunge biritorii în împărăția Sa. El să ne călăuzească la aceasta. Amin.